Foarte bine. Ce? Cum ai, ai pus tu, cum ai făcut tu ipoteza aia cu obiceiul, cu falsitatea, cu... Bun. Păi nu, că oare ca să înțelegi. La obiceiul. Ca și cum e un pansament, mai. Nu, 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 am înțeles ideea. Nu era pansament. Manu! El nu era pansament. Am uitat să zic ceva legat de obiceiul, te interesează. Ea, la vorbesc un pic. La început, adică cum aveam eu 5 luni în casă, nu mi-a plăcut decât un băiat sau 2-3. N-am avut. M-a trimis un video. Și din delirarea aia, el a fost mai... Da, no. Bun, asta e ipoteza, dar eu îi spuneam Biancăi că nu e ca și cum eu sunt de atâta timp singură și n-am avut pe nimeni sau e disperarea aia să am și eu pe cineva. Nu, frate. Și plus că eu nici măcar într-un moment nu am zis, da, Marius, formăm un cuplu. Dacă vrei să faci chestia asta... Încercăm să ne cunoaștem și da, vedem Manu, unde o să ducă chestia asta. Nu, că vrei să faci chestia asta foarte mult în fața camerei. Asta am vrut să zic. De ce ai precizat faptul că dacă ar fi să fie un sărut între tine și Marius, ar fi în casă? Pentru că noi, Marius, n-am discutat de chestia asta. Eu am vrut ca totul să fie în casă. Se da, Marius a zis chestia casă, asta. Nu am vrut cât mai puțin să fie în spate, pe foluri, cum am făcut ei pe aici, pe tunelul. Adică primul sărut chiar vrei aici să fie? Da. Bravo. Da, o provocare. Da. Și dată provocare. Nu, provocare, nu. Nu, 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 provocare, nu, clar, nu așa, ce farmecare, ăla nu-i sărut, frate. Foarte frumos, da. Da, asta e, așa îmi doresc eu. Asta da, deci aia nu dorința lui, de ce nu zici chestia asta? Pe mine, pe mine asta m-a șocat că știam că cu Ricardo primul sărut nu a fost în casă. Da, știu, Manuela. Da. Manuela! Da. N-a fost niciun sărut în casă cu Manu! A fost unul, da. Manuela! Ce? Mi-a trimis pe obicei un video când te-a văzut cu mine. Ce vă ești interesant? Ești interesantă? Când te-a văzut cu mine? N-am înțeles. Când, n-am a văzut, când a văzut-o pe ea cu mine. Mi-a trimis Bobicioiu de pe... S-a băcat, de fapt, vorbeam cu Iancu pe... Când mi-a trimis acum videoclipul respectiv, am întrebat dacă e pentru mine sau e pentru Denisa. Pe mine m-ai pierdut. Așa. Și acum urmează... Păi, măgărușile! Iar el mi-a trimis un video. Și știi că era și tu un video în care, pe care l-am trimis lui Iancu? Și mi-a zis, Iancu, mă ajuți sau nu? Hai mă, tatu, că nu mai înțeleg nimica. Și Bobicioiu a zis că, i-am zis că mi dă bătaie sau nu știu ceva de genul și Bobicioiu a zis că lasă că îți dau eu bătaie. Bam! Eu n-am înțeles. Nici eu n-am înțeles. Dar nici eu n-am înțeles. Mă, eram eu cu Bobicioiu în Germania, mă. Da. Bobicioiu? Și? Cum a zis ăla, că eu nu mai țin minte. Zi-o, mă, pe scurt. Bobicioiu vrea să te bată. Vrea să te bată, interval. Da, bă, da, vrea să fie pș, pe mine? Da. Da, mă, pe tine. Vrea să fie perfect. Bobiciucu, băi, Bobi, abia aștept să vin casă să mă bați. Băi, nu glumesc, glumesc. Eu, nu, noi suntem în relație bună. Ai mai glumit și când erai în relație bună? Hai, ce am vrut să jucă. Nu, 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 eu și cu Bobi suntem în relație bună în momentul de față și chiar... M-am liniștit. Chiar... Ce? Eu vreau să zic o singură chestie, Marius. La mine ce e trecut, rămâne în trecut, nu se mai întoarce. La revedere. Când am trecut peste, am trecut peste pentru totdeauna. Adică nu mai există cale de întoarcere. Okay. Că am rămas în relații bune cu el, asta e partea a doua. Mi se pare foarte normal, pentru că suntem doi oameni maturi, civilizați, de ce nu? Auzi, okay. Ricardo e în trecut că te-a prins imediat când zice ceva despre tine. Păi, de Ricardo n-am spus încă dacă este sau în trecut. Ah, păi așa. Unul la mână n-a spus încă dacă e sau nu trecut și doi la mână e normal să mă aprind atât timp când vorbește la adresa mea. Vezi, Manu, că s-o strâmbat de ea și nu te vă bine. E, bine, lasă-mă, dar lumea știe că nu mai vreau nimic cu el, eu nu m-aș mai îmbăca niciodată cu el. De câte am înțeles că nu-l consider pe Ricardo în trecut. Ori căcă. Adică trebuia să zici, bă, Ricardo, nici măcar trecut nu mai e. Păi da, ești mort, caput. Deci, mort. Unul și cu unul fac doi. Singura chestie pe care eu am să o spun e că nu m-aș împăca niciodată în viața asta cu Ricardo și gata. Păi dă-ți seama că în ce nu mai vrea. Da, fac. Păi nu mă interesează ce vrea el, Roxana. Pur și simplu asta e părerea mea, eu nu m-aș împăca niciodată da, cu Ricardo. Da, tu ai zis că eu o să mă aprind în momentul în care o să vorbească urât despre mine. Nu știu dacă vorbește frumos despre tine. Zici, nu mai te împăca în subiectul meu, nu mai vorbi despre persoana mea. Dar când o vorbi frumos despre mine și nu și dacă ar fi, cred că nu e adevărat. Despre tine te-a prins imediat. Nu e adevărat. Eu mă aprind în momentul în care el vorbește urât la adresa mea. Mm-hmm. Atât. O să tot vorbească. Ia acum, dacă o să vorbească ceva frumos de ea, să vede dacă se aprinde sau nu. Nu e aici. Ei, se aprinde. Păi a plecat când au. La unde? Ce? Unde? Vă s-a dus la oi. Ce știu să-i. Ai zis Marius. Dacă o să te ataci în fiecare. Iancu. La iubire. Du-te să faci tu. Ce ai zis Marius? Marius? Ce ai zis că dacă... Marius? Da. Marius, pisoi, ascultă-mă. Yeah.
Ai zis cumva că dacă mi-aș spune ceva frumos, tot la fel m-aș aprinde? N-am spus, eu am spus Roxana. Nu, dacă te anul ăla, dai iubire și n-am mai zis. Pun câinii pe tine dacă nu ești. Unde? Dacă în fiecare zi te arățâța, ai răspunde? El poate să facă provocări. Deci fii atent. El poate să facă ce vrea, dar să nu vorbească urât la adresa mea. Măi, nu o să facă. Să nu mă jignească, atât. În momentul în care mă jignește și eu să... Și dacă vorbește frumos, dai curs conversației cu el. Nu curs cred că mai este cazul să dăm curs la nicio conversație. Pe asta, poți să eviți foarte ușor. Vreau, atât, vreau să ne respectăm ca doi oameni. Știi, el vreau să respecte, ce ai să faci? Marius, dacă nu ești cu mine, n-am ce să-i fac. Deci n-am ce să fac în privința lui. El e foarte respectos de fel. Un câine pe tine, dacă nu ești cu mine. Da, știu, știu. Gata, Marius, ce tot faci atâta? Încetează. Trebuie să ai grijă, pisoi. Am grijă. Ai grijă, Motane, că intră cățelul. Ai grijă, Motane, că te încalță Manuela. Când pisica nu ia ca să joacă și are... Iacule! Când vinești acasă la tine, noi. Hai să te duci tu înaintea mea, să legi? Dea, afară, v-ați pupat? Da. M-ați bătut joc de către mine? Ai pupat-o pe Dea? Da, doar v-ați păcit sau deja putem spune că vreți să formați un cuplu? Am vrut să, nu știu, să-l refuz datorită Manuele, să spun sincer. Dacă e momentul ăsta, spun că nu mă deranjează, vă sărutați? Da. Și tu, Manuela, ce faci? Eu nu știu ce fac, nu sunt așa mai spontană. Deci eu, după toate cele câte s-au întâmplat cu domnul Ricardo, chiar mi-am dat seama că am nevoie lângă mine, în primul și în primul rând, de băba care să mă respecte. Îți pare rău că nu ai format un cuplu cu Bianca, văzând cât de, nu știu, cât de frumos se comportă ea într-un cuplu? Nu-mi pare rău că dacă făceam un cuplu cu ea, mai avea șansa să-l cunoască pe Livia. Ai fi vrut așa să fii și tu la fel de iubit? Da, da, știu ce e. Să nu încerci să o cucerești acum pe ela? Păi, cam târziu. Ai rezolvat cu vizorul la Manuela? Nu, am rezolvat și nu mă pot ridica de aici. Așteaptă să ia stup tu. Are aia. Bă, vorbește, mă, frumos, mă. Păi da, mă, socoși. E la spate, Manu? Da. A pățit, are și ea vizor, cum aveai tu. Da, nu, este foarte, foarte mare și se vede dacă mă ridic. La tine e vizorul ceva mai mare. La care e vizorul mai mare? La tine. La tine, da. Aia, la tine. Eu zic că e cotă egală. Ce să zic? Nu pot să-mi dau părere. Nu vrei? Păi nu, ți-am văzut vizorul. Vorbesc în necunoștință de cauză, nu. Dar cine? Nu se poate. Cum te privești, Manu, domnii, domnii? Domnei! Dea! Da! A zis Ricardo că după ce mănânc acum, da? A zis că vrea să-mi ofere un pic de iubire. Să-mi... Vrea să dea apă din c***e, știu. Manu, ești geloasă? Nu. Ia auzi, Ricardo. Mie nu-mi face. Ce bine de vie, prietenia. Mă apuc acum. Stai, mă, nu acum, că acum se vede că e teatru. Ia, mă. Ne simt unde tot. Ia, mă, ce? Auzi, Rica. Da. Mă, Dea. Da. Știi că lui Ricky îi plăcea de mine de la început și acum i-a zis că nu mai place de cu teatru și gata, s-a terminat. Ia, stai, dragă. Ia, stai. Ce a zis că mi oferă un pic de iubire, știi? Bă, Ricardo, gata, m***a! Gata, că nu mai râdem acum. Da. Gluma, gluma, dar tu o dai în altceva, ești... Gluma, gluma, dar că-mi place! Auzi, gluma, gluma, dar că-mi place! Gluma, gluma, dar că-mi place, Dea, bravo! Da, ei! Ai jurat! Haide-mi place, place, Ricardo! Vimea rămândoi, vei la mine, vreau să fiu iar cu tine, turcle! Haide, vino înapoi, să fim iar rămândoi! Da, mă, suntem și noi oamenii, este normal! Gata, mă, schimbați de vreo ceva! Băi, nu-mi da, bro, de-aia pus în față! Voi doi nu formați un cuplu, așa că... O apuc de treabă! O să ne apucăm de treabă, Ricardo! Stai să mă gândesc! Auzi, Ricardo! Dar ce aștepți? E ruptă în... Cine? Ricardo. Gata, acum m-am apuc păi de treabă. Păi uite, se apucă, dar mai încolo, nu acum. Gata, acum m-am apuc de treabă. Iau, se apucă de treabă. Du-te și dă. Hai de vină înapoi.
A, bine. Hai, rele, dai, dai, bă, tu vrei tot, mă. Ia, mă, lasă, hai, că nu-i place, mă. Am auzit. Ia, vină, mă, încoa. Nu, stai, nici de gândit. Nu, 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 nu. A, nu, nu, nu. Dar de ce nu, 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 numai cum vrei tu? Eu lasă ăla, băi. Hai, Ricardo, să ne apucăm de treabă dacă tot. Dar nu mai... Bă, tu vezi că ea nu numește, Ricardo. Ce? Eu las. Nu prea îi place showbizul. Hai că vine, că să iau și de aia. Dă-te-o pe tăcară sau ceva. Nu, gata, am una de o lăs pe mai târziu. Mai vino înapoi, să fim iar amândoi, vino la mine. La unde vă duceți?